Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Anul s-a apropiat și a și venit în Republica Fantastică, da. România. Dacă vă întrebați ce va duce anul nou, e bine, puteți să vă faceți deja o idee că guvernul lucrează, nu stă. De-aia plătim guvernul, ca guvernul să lucreze, să aibă idei și să le pună în aplicare. Deci, impozite mai mari, taxe mai mari, dări și biruri mai mari. Asta în condițiile în care inflația oricum e devastatoare pentru economiile românilor. Deci, sărăcire nu doar prin inflație, ci și prin zeciuială. Iată o listă completă pentru noi impozite aplicate de anul acesta. Pentru antreprenori, impozitul pe dividende crește cu 60%. Antreprenorii care lucrează singuri nu mai pot fi taxați doar la venit. Trebuie să plătească și taxe și contribuții ca pentru un salariat, deci 14.500 de lei anual. Alte schimbări bine pritocite nu lasă nicio scăpare antreprenorilor care nu au nevoie de angajați full-time. Odată cu dividendele, trebuie plătit CASE la un nivel dublu față de cel de până acum. Asta se combină cu creșterea de salariu minim, un plus de 125% la CASE pentru un venit similar ca anul trecut, 6.720 de lei minim anual. Se aplică CASE. Interesant, știi că salariul minim este crescut constant, acum a ajuns la 3.000 de lei prin decizii guvernamentale și pentru asta trebuie plătite diverse taxe și contribuții suplimentare la stat de către cei care aduc plus valoare, care produc lucruri, care lucrează ca în mediul economia reală, dar punctul de amendă care ar descuraja punctul de amendă a rămas la valoarea din 2016, da? De pe vremea lui Dragnea, de 1400, mă rog, referitor la 1400 de lei, cât era salariul minim atunci. Adică punctul de amendă nu este crescut, deși ar descuraja infracțiunile și contravențiile și morții de pe șosele, dar este crescut acolo unde trebuie să plătești mai mult la stat. Nu se pare cu totul anormal? Anormal mi se pare că cineva în tot sistemul ăsta guvernamental stă și pritocește toate lucrurile astea, astfel încât să se potrivească. Nu umblăm la asta, mă. Că nu umblăm la punctul de amendă, adică, că îi afectăm pe ăștia care votează cu noi. Ar fi șeful, dacă mărim salariul minim, o să schimbe și aia, și aia, și aia. Și e cineva care oprește toate lucrurile astea, adică are grijă să nu se transforme chiar tot. Bun. Deci revenind, cu creșterea de salariu minim, asta duce la un plus de 125% la CASE, pentru un venit identic ca anul trecut, deci 6.720 de lei minim anual, bani în plus, se aplică CASE și celor care lucrează pe drepturi de autor sau ca persoană fizică autorizată la 24 de salarii minime brute. Asta înseamnă dublarea contribuției la asigurare de sănătate, 110 euro pe lună. Oare ce obții cu 110 euro pe lună la un asigurator privat de sănătate? Asta e asigurare, din câte știu, nu am. Dar eu știu că 110 sau 100 de euro pe lună pentru o asigurare privată de sănătate e o asigurare scumpă. Băi, și eu nu înțeleg asta. De ce 24 de salarii minime brute într-un an fiscal pentru stabilirea cotei de impozitare? De ce 24? Nu sunt 12 luni într-un an? De ce 24? Cum au calculat asta? De ce nu au pus 36? De ce nu au pus 48? Ar fi mers 48. Da. Adică când o să avem 48? De luni într-un an, nu? Pentru impozit. Bă, stăți. Așa, cei care lucrează part-time, asta e o altă chestie, plătesc taxe pe muncă la stat cât angajații full-time. Minimum 1200 de lei pe lună. Ai o proprietate închiriată, impozitul pe suma brută încasată crește cu 66%, de la 6 la 10%. Sunt convins că o să fie invazie la fisc acum. Toți proprietarii cu case date la închiriație vor îngrămădi să-și declare contractele de închiriere. Dacă cresc impozitele, asta încurajează declararea acestor contracte, nu? Bravo, stat român. Da, toate experiențele de până acum au arătat că toate măririle astea nu fac decât să ne facă să păcălim cumva sistemul. N-ai cum să păcălești dacă ești antreprenor, nu poți. Adică ori dai faliment, nu, ori ai plătești, dat exemplu dacă cu asta, plătești, faci evaziune fiscală și infracțiune, nu merge. Nu, că nu vorbim de noi strict acum, nu, dar în general așa s-a întâmplat. Da. Bun, asta ar fi până acum ce am identificat, deci să plătim mai mult la stat, dacă facem bani din ceva, altceva decât salariu de la stat, sau pensia, se înțelege, pentru că în acest caz nu cresc taxele, ba chiar din potrivă. Statul mai dă niște bănuți sau evită creșterea contribuțiilor și impozitării speciale, în cazul pensiilor speciale, de exemplu. Vechea problemă a inegalității crase și scandaloase între două categorii de cetățeni din această țară. Pensionarii obișnuiți, cu pensii mereu prea mici, după zeci și zeci de ani de muncă, pe de-o parte, și pensionarii speciali, cu pensii de stat de 1.000 de euro lunar. Fără nicio exagerare. Mulți dintre ei au 1.000 de euro lunar, pensionați la 50 și ceva de anișori, sau chiar mai puțin,
Cum ar fi, de exemplu, domnul procuror Codruț Olaru, fostul șef de ICOT. A ieșit la pensie la 49 de anișori. O pensioară de 30.000 de lei lunar, de 6.000 de euro, da? Deși unele surse calculează că prin diverse alte șmecherii legaliste, pensia asta va ajunge la 50.000 de lei lunar. Domnul Olaru, cum spuneam, șef la DICOT și e considerat protejat al lui Tudorel Toader. Pensie, Tudorel Toader. Restul pensiilor speciale rămân deocamdată la fel, deși societatea cere de ani și ani de zile să fie echilibrate cumva, să fie introdus și aici principiul contributivității. Bun, poate nu integral, dar măcar proporțional, cumva, nu știu, cum e la cetățenii de rând. Să nu se mai iasă la pensie când alții abia ajung la vârful carierei, 49 de ani, 50 de ani, să nu se mai dea pensii speciale în funcție de cel mai mare salariu din ultimii 25 de ani și așa mai departe. Dar cum să se umble la pensiile speciale când însuși șeful guvernului, domnul general în rezervă Ciucă, are pensie specială de peste 3.500 de euro lunar, dânsul fiind pensionat la 54 de ani. Bravo dânsului pentru cariera frumoasă pe care a avut-o. La 54 de ani s-a pensionat și și-a luat un nou job de prim-ministru și cumulează veniturile de la stat. De ce se dau pensii speciale? Păi iată, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție declară că pensia specială e o garanție a actului de justiție corect din România. Adică, mă înțelegi? Dacă nu ne dați pensii speciale, nu mai putem fi corecți. Păi dacă e așa, atunci să se dea pensii speciale peste tot, să se dea și constructorilor ca să ofere garanția construcțiilor corecte, nu? Dacă nu-mi dai pensie specială, construiesc cum vreau eu. Și o să nu mai, da? Și medicilor. Medicilor de ce nu le dăm pensii speciale și posibilitatea să se pensioneze la 45 de ani, de pildă? Știți cât de obositor este domnilor magistrați, domnilor procurori, domnilor politicieni să fii medic și să faci gardă cu nopțile și operații zeci de ani la rând? Dânșilor de ce nu le dăm pensii speciale să se pensioneze la 45 de ani? Ca să ofere și ei garanția actului medical corect. Dar învățătorilor, de pildă, lor de ce nu le dăm pensii speciale ca să ofere garanția abecedarului învățat corect? Nu, serios, ce argument este ăsta? E posibil așa ceva? Da, asta e. Deci, ca să facem legătura cu începutul intervenției, unde am vorbit despre creșteri de taxe și impozite pentru cei care produc în țara asta, iată că nu toată lumea, deci, pierde în țara asta. Unii mai și câștigă. Adică, da, asta este, dacă vreți, legea compensației românești. Ce câștigă unii, plătesc ceilalți, practic nimic nu se pierde, dar totul se transformă. E adevărat, numai în avantajul unora. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.